Bine v-am găsit! Zilele calde de iunie ne cheamă la aer liber, în marș turistic și la bazinele acvatice. Când însă soarele e prea torid, ne putem delecta și în fața ecranelor. O jumătate de oră de știri din viața Republicii i-am pregătit pentru dumneavoastră. În continuare, vizionați! Răsfoim amintirile. În ajunul zilei de 19 iunie ne amintim de cei care cu prețul propriei vieți au apărat liniștea și pacea în Republica Moldovenească Nistreană. Vacanța mare e întoi, așa că e timpul de a porni la drum. Stația tinerilor turiști din capitală are pregătite multiple itinerare, excursii ecologice, expediții istorice. Tinere talente, la Dubăsari, la concursul raional Balul Steluțelor, au participat elevii absolvenți ai claselor a patra de la școlile moldovenești din oraș și raion. Cetățenii Benderului, în anul 1992, cu arma în mâini, chiar din primele ore ale invaziei în oraș a Armatei Republicii Moldova, au apărat Comitetul Executiv, la moment sediul Administrației de Stat a orașului. În ajunul zilei de 19 iunie, ei și-au amintit momente groaznice prin care au trecut atunci și care nu pot fi date uitării. Anual, în luna iunie, apărătorii Comitetului Executiv al orașului Bender se adună pe strada Kirov, lângă semnul comemorativ instalat în cinstea tovarășului de luptă, Mihai Covalenko, el fiind una din primele victime ale războiului nedeclarat din vara anului 1992. Dorim să-i onorăm amintirea, anume aici, pe strada Kirov, am intrat pentru prima oară în luptă. Mihai Covalenko a fost omorât, cu regret, nu l-am putut ajuta cu nimic. Anume, în acele momente, fiecare din noi a înțeles că acesta este un război pe viață și pe moarte, iar datoria noastră este de a apăra orașul, familia, țara. În ziua de 19 iunie anul 1992, când în Bender a început invazia Armatei Republicii Moldova, cetățenii orașului Benevol au luat arma în mâini pentru a opune rezistență ocupației crunte. 28 de orășeni au apărat edificiul cheie al orașului, Comitetul Executiv, astăzi Administrația Municipală. În ziua de 19 iunie, auzind împușcături în oraș, am mers spre sediul Gărzii Republicane. Aici, împreună cu alți cetățeni din oraș, am cerut arme. A fost format un detașament din 28 de voluntari, fiind trimiși spre Comitetul Executiv pentru a aduce muniții și a-l apăra. Drumul care poate fi parcurs la pas timp de 20-30 de minute, acești eroi l-au trecut circa 3 ore. Prin oraș era imposibil a te mișca. Pe clădirile înalte erau țintași care împușcau în urcine, maturi, copii, bătrâni. Astfel, detașamentul mergea mai mult prin ogrezi sau târâși. Cu pierderi, ajungând la executiv, au ocupat pozițiile prin cabinete, răspunzând la împușcăturile din tunuri și mașinile blindate ale inamicului, care împușca direct din piața din fața executivului. Am ocupat poziția împreună cu tovarășul meu, Ivan Vasiutovici, într-un cabinet la etajul 2. Spre noi împușcau din direcția tehnicumului comunal și din hotelul de vis-a-vis. În fața executivului au ajuns două mașini blindate ale Republicii Moldova și au început a trage drept în fața clădirii. Au fost niște împușcături puternice. Am hotărât să ieșim din sală. Eu am mers înainte. Vania, când s-a ridicat, a fost împușcat în cap. Casca, automatul, totul a fost distrus. Un moment groaznic am trăit. Au rămas orfani doi copii ai tovarășului nostru Ivan Vasiutovici. A fost foarte crunt. De la împușcăturile tehnicei blindate ale Republicii Moldova, edificiul se zguduia ca în timpul unui cutremur de pământ. Eu eram unicul care putea mânui aruncătorul de grenade. Mă proteja Igor Aladin cu automatul, iar eu am reușit cu aruncătorul de grenade prin geam să ne meresc într-o mașină blindată a oponoviștilor. A fost o biruință importantă. În acel moment crucial, noi am demonstrat că ne putem apăra. Am oprit masacrul. Dușmanul nostru a înțeles că noi vom sta dârz. Alături de apărătorii maturi ai executivului era un tânăr de 16 ani, însă având deja practică de opunere dușmanului. În anul 1990, Ruslan Morozov, împreună cu mama sa, a fost printre participanții războiului pe calea ferată. Străbunelul a apărat orașul în secolele trecute. Bunica, Ludmila Sokolov, a fost participantă a luptei ilegale în anii ocupației română-moșierești. Din primele clipe ale războiului nedeclarat, Ruslan a fost printre apărătorii orașului natal. Aici întâi aduceam gloanțe, grenade, din automat împușcam la etajul 2, în partea dreaptă, geamul al doilea.
Îmi amintesc împușcătura puternică a mașinii blindate spre executiv. Atunci mulți au primit contuzie, însă am rămas vii. Ulterior, eu am efectuat misiuni de cercetare. Aflam pozițiile dușmanului în diverse cartiere din oraș, apoi raportam comandamentului. Din cei 28 de apărători ai Comitetului Executiv al orașului, astăzi în viață sunt 14, datorită eroismului, jertfirii de sine, demonstrate de ei în groaznicul 1992, astăzi în Bender e pace. Datorită acestor oameni neînfricați, astăzi la Bender e cer senin. Copiii cresc în pace, somnul lor nu-l mai întrerupe sunetul gloanțelor. În această perioadă, micuții din oraș, la fel ca și din întreaga Republică, se odihnesc în tabere și pe terenurile de asanare. Ultimele, în anul curent, și-au deschis ospitalier ușile în 11 școli de cultură generală. Pentru copii sunt organizate diverse activități distractive, cognitive, sportive. În luna iunie, cotidian, prin sălile Muzeului Istorico-Etnografic din Bender, se plimbă grupe de micuți, care își petrec timpul pe terenurile de odihnă în școli. Toamna, Boris Sibogatov va merge în clasa 1, până ce însă sora mai mare i-a propus să meargă pe terenul de odihnă și asanare. Astăzi am vizitat muzeul. Mi-a plăcut mult sala unde erau animale și păsări, de parcă erau vii. În altă sală am văzut arme din diverse veacuri. Cotidian mergem în locuri interesante, la cinematograf, în centrul de cultură și răgaz Șelcovic, la discotecă. Astăzi am fost în muzeu. Fratelui i-a plăcut mult. Sunt sigură că pe parcurs fratele Boris va face cunoștință cu viitorii colegi, va învăța ceva nou pentru sine. Pe terenurile de odihnă și asanare pentru copii vor fi diverse activități distractive, cognitive, care atrag tot mai mulți doritori de a-și petrece aici timpul. Astfel, în școala numărul 11, în vara curentă, se odihnesc circa 100 de copii, cifră record. Comparativ cu anul trecut, acum au venit mai mulți copii. La noi e interesant și cognitiv. Aici ei se află de luni până vineri, de la ora 8 dimineața până la 5 seara. Primesc grijă, atenția, dragostea noastră, o alimentație folositoare și gustoasă. Toate produsele alimentare sunt ale producătorilor mistreni, carnea, lactatele, fructele și legumele. Ele conțin toate substanțele necesare pentru asanarea, creșterea și dezvoltarea copiilor. Diverse bucate gustoase, foarte multe lactate, căci copiii necesită calciu, compot din fructe proaspete, sucuri naturale. Alimentația e de 3 ori în zi. Dorim ei să devină mai sănătoși, puternici, veseli și optimiști. Îmi place aici, căci noi vizităm cinematograful, mergem la bibliotecă, aflăm multe lucruri interesante, iar bucatele pregătite sunt foarte gustoase. Costul foii pentru sediul pe terenul de asanare și odihnă este de 745 de ruble, 376 ruble le achită părinții, 369 bugetul municipal. Am organizat 5 dormitoare. În ele copiii se odihnesc după masă. Paturi pleante școala posedă. Părinții au adus doar lingerie de pat. Îmi place mult aici. Sunt noi distracții, ne vizitează oaspeți. Educatorii noștri sunt foarte grijulii. Vara viitoare aș dori să o petrec tot aici. În orașul Bender, 791 de copii frecventează aceste terenuri de odihnă. Numărul copiilor crește, copiilor li se acordă multă atenție. E foarte interesant și copiii se trag ca să frecventeze aceste terenuri de odihnă. Odihna și asanarea copiilor e întoi, ea va dura timp de 2 săptămâni și va bucura micuții cu diverse distracții. Vara anului 2019 va fi destul de interesantă și pentru elevii din Tiraspol. Colectivul stației tinerilor turiști din capitală organizează pentru ei multiple itinerare, excursii ecologice, expediții istorice. Ce locuri pitorești vor vizita amatorii acestui gen activ de odihnă, aflați din secvența următoare. Vacanță de vară efectivă și cu folos. Pentru copii vor activa multiple terenuri de asanare. Vor fi organizate excursii prin locurile comemorative. Pe amatorii turismului îi așteaptă multe surprize. Avem rute pe Nistru, vom pluti de la Năslavce, vom pluti de la Caminca, vom pluti de la Dubăsari în jos, vom pluti de la Tiraspol în jos până la Luniza Vertală, Nistrosc. Dorim să ajungem în Munți Carpați în iulie-august
și vom fi în regiunea Transcarpatiei și o să fim pe la cele mai înalți munți care sunt în regiunea ce e. E clar, și Guvierla, și Pietros, și Berbenescu, și Popivan, și Tomnatic, munți care au peste 2000 de metri. Pentru cei care locuiesc în Tiraspol, care locuiesc pe un loc relativ netet, e clar că așa înălțime e destul de interesantă pentru elevi și ei vreau ca să se ridice mai sus decât norii care sunt la noi aici. Mulți din cei care doresc să cunoască ce este după orizont vor urca în bărcile turistice, alții vor circula cu bicicleta pentru a cunoaște locurile pitorești din țară. O bună parte va călători pe jos. Vârsta copiilor este cea mai diversă, începând cu 10 ani și până la 18. Sunt și studenți atrași de acest gen de sport. Cei care au trecut din clasa 3 în clasa 4, de acum sunt pe itinerară, îi luăm în așa niște tabere mai ușurele, unde copiii dorm în căsuță sau chiar și dorm în corturi, dar dorm în corturi care sunt instalate la începutul acestei tabere și până la urmă dorm în același loc. Adică nu e chiar mare problemă pentru cei mici ca să se prindă cu mersul pe undeva pietre, pe râu, prin munți, prin pădure. Așa că ei mai ușor încep. Cei mai mari, clasa 6, 7, 8, 9 și 10, e clar că noi lucrăm cu dânsii mai mult. Pe amatorii de turism îi așteaptă bucate pregătite la foc, muzica chitarei și emoții de neuitat. Astăzi, stația tinerilor turiști din capitală o frecventează în jurul la 700 de elevi, dornici de a se odihni interesant și cu folos. Copiii întotdeauna vreau să odihnească și să vadă ceva nou. Dar ceva nou întotdeauna este sau un muzeu, sau o biserică, sau un castel, sau o întâlnire cu niște oameni interesanți. Chiar și niște păstori și tot e interesant, fiindcă sunt oameni destul de deștepți și este cu cine de vorbit. Eu cred că, în primul rând, ei se învață a munci. A munci, a lua seama de prieteni, lua seama de cei care așteaptă să mănânce, fiindcă singuri fac mâncare și dacă ești ouă de servici, trebuie să gătești în așa fel ca ceilalți să spună mulțumesc. Și stăruie așa că întotdeauna lucrează, în toată ziua, dimineața până seara lucrăm. Aici sunt așteptați toți doritorii cărora le este altoită dragostea față de plai, de istoria locurilor pitorești ale ținutului, de călătorii. Lucrăm fiindcă trebuie să ducem săcoașa în spate, dar uneori e cam greluț, fiindcă acolo sunt și producte, vrem să mâncăm așa mai bine și ducem uneori mai mult. E clar că sunt probleme și cu lucruri care vrem, nu vrem, dar trebuie să le avem, poate nu ne folosim în toată ziua de ele, dar nu de Doamne să trecem în râu de munte sau altceva, trebuie să avem funii, trebuie să avem niște ceva adăugătoare din elemente care ne țin sănătatea și viața. Organizatorii marșurilor turistice remarcă, pentru a parcurge itinerarul, aspectul financiar nu este principal. E necesară dorința de a vedea locuri noi. Toți copiii se mândresc că ei pot încăleca drumul și participa cât la mai multe marșuri turistice, fac cunoștință cu locuri noi, află cum trăiesc oamenii în alte părți și prețuiesc cum trăim noi, că noi trăim destul de bine aici. Când ne ducem și când copiii văd cât e de greu de locuit în munți, chiar și la sat, cât de mult lucrează omul, cei de la oraș, știți, prind la minte. Prind la minte și înțeleg că trebuie să prețuiască ceea ce au. Nistrenia este un loc pitoresc, atrăgător, atât pentru turiștii străini, cât și pentru cei care locuiesc la noi. Copiii noștri merg pe jos să învață a păstra sănătatea, a nu se îmbolnăvi, mergând pe jos, că e problemă pentru nu orice copil poate să iei un rucsac în spate și spună că eu mă simt bine și merg cu el, fiindcă totuși acolo chiar 15 kg să fie și de acum e problemă. E clar că noi dorim ca ei să fie sănătoși și ne stăruim ca să lucrăm cu măsură. Dar copilul trebuie să te prinde până ajunge la cei că o spun că eu vreau să mai merg. Așa că asta e lucru. Lucru pentru copil, pentru vârsta lui. Călătiu pedagogic, tot lucrul care îl efectuăm în timpul de vară este un total a anului de învățământ. Cei ce îi gătim în timpul anului, învățăm teoretic și poate ceva practic, vara efectuăm pe itinerar. Vacanța de vară e întoi, așa că turiștii pornesc la drum.
La Dubăsari, timp de 14 ani, are loc concursul raional Balul Steluțelor. La el participă elevii absolvenți ai claselor a patra, de la școlile moldovenești din oraș și raion. În anul curent, el a purtat genericul Sclipiri de stele. Alături de copii în scenă au ieșit și profesorii lor. Ideea de a organiza un asemenea concurs raional îi aparține directorului Școlii Medii Moldovenești Incomplete din satul 2 Bani 1, Genuței Candid. Din primul an, el s-a bucurat de popularitate atât printre elevi, cât și printre pedagogi. Scopul lui e de a descoperi micile talente, dar totodată de a le dezvolta copiilor dragostea față de plaiul natal și limba moldovenească. Foarte mult trebuie să atragem la limba moldovenească la noi în Republică, deoarece copiii, aceasta este un obiect de bază pentru școlile moldovenești. Trebuie să cunoască foarte bine, să știe a comunica, să știe a vorbi corect. Concursul tinerilor talente este desfășurat deja 14 ani. De fiecare dată sunt schimbate nominalizările, însă scopul rămâne același. Scopul acestui concurs este ca să evidențiem copiii, istețimea copiilor, înțelepciunea lor, frumosul, dragostea copiilor de a recita, de a prezenta, de a arăta artistismul lor. Copiii au așteptat un an de zile și la noi se socoate că copiii au terminat clasa a patra atunci când se petrece anume acest concurs, Balul Steluțelor. Micile vedete urmau să-și demonstreze cunoștințele acumulate în cadrul celor trei nominalizări – artistică, literară și agerime. Dar prima etapă a balului a fost prezentarea. Elevii au povestit despre familia sa și ce rezultate au obținut în procesul de învățământ. Printre ei a fost și Snejana Cârnaț. Eu m-am pregătit către festival o săptămână, le trăiesc, dar cred că o să mă isprăvesc. Avem acum o sarcină ca să ne pregătim nu numai elevul, dar și profesoara. Și nu știu cine le trăiește mai mult, copilul sau profesoara. De aceea emoțiile la început leacă să cam așa furnici. Eu socot că toți copiii sunt talentați, toți copiii merită să fie luați la toate concursurile. Sunt pentru prima dată la o așa festivitate. La acest concurs sunt apreciate toate steluțele care au succese, care vor să fie menționate și pe viitor, clar lucru, țin slavă la școala care prezintă. Desigur, emoțiile sunt, pentru că emoții am nu numai ca juriu, dar la fel am emoții și pentru participanți și pentru profesori, pentru că e un concurs foarte interesant, care arată capacitățile, cunoștințele copiilor. Dar, sincer să vă spun, copiii chiar într-adevăr sunt foarte talentați. Sunt foarte necesare asemenea măsuri. Aici își arată abilitățile copiii, aici își fac prieteni noi, aici ne dezvoltăm limba, aici ne arătăm tot ce aveam mai bun, tot farmecul limbii noastre moldovenești, un program realizat pentru ca să ne împrietenim, copiii să se împrietenească, să fie țara mai puternică, să fim uniți, să ne unim la fapte bune și fapte frumoase, la realizări, la noi succese, să facem numai bine, să trăiască limba noastră moldovenească. Fiecare învingător al nominalizării a fost desemnat cu diplome de onoare și cadouri din partea Uniunii Moldovenilor din Nistrenia și Direcției Locale Învățământ. Duminică, în a 50-a zi după Paști, vom marca una din principalele sărbători creștine, Sfânta Treime. Credința în Preasfânta Treime fiind învățătura principală a Bisericii Ortodoxe. Dumnezeu
Dumnezeu Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a născut înainte de toți vecii, și Duhul Sfânt de viață Făcătorul. Aceste trei ipostaze, oglindite în simbolul credinței, alcătuiesc Sfânta Treime, o singură fire, voință și lucrare, care există în veșnicie. Ea e sărbătoarea în a 50-a zi după învierea lui Hristos. Ziua 50-imii este o zi deosebită în calendarul ortodox și în biserica noastră, pentru că este o zi numită, dedicată însul Bunului Dumnezeu, pentru că ea, în această zi, se răsfrânge o putere imensă asupra ucenicilor și apostoli, anume Duhul Sfânt, un chip de limbi de foc se pogoară asupra ucenicilor, pe care îi manifestă ca purtători de harul Dumnezeu. Prin acest har ei primesc dar de a propovădui cuvântul în toate limbile. Ei primesc de la Dumnezeu putere ca să înfrângă frica, să învingă toate obstacolele și să răspândească cuvântul lui Dumnezeu în toată lumea. În ajunul acestei sărbători, creștinii înfrumusețează casele cu ramuri de tii, nuc și stejar. Crengile verzi simbolizează viața și înțelepciunea omului. Prin acest simbol, ei demonstrează apartenența sa Domnului și cuvântului sfânt al lui. Demonstrează credința sa în viața veșnică. În această zi, creștinii înfrumusețează caselor, nu numai cu ramuri, dar și cu iarbă de corovatică. În biserici se așterne și în case se așterne la sate, covoare de iarbă mirositoare care dă o amploare foarte frumoasă acestei sărbători. Tradiția populară spune că acești frunzari, păstrându-se până ce se usucă, capătă proprietăți lecuitoare. Ei se amestecă în fân și se hrănesc cu ei animalele care s-au îmbolnăvit. Din ei se fac ceaiuri. Ideea sărbătorii este ca fiecare om, fiecare creștin, botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să trăiască în viață curată, să țină minte că patria lui temporară este aici, pe pământ, dar veșnică este acolo, sus, unde trebuie să tindă în fiecare zi, slujind lui Dumnezeu și slujind aproape lui, să tindă către înțelepciune care este oglindită în Sfânta Biserică și în Sfânta Scriptură, viața curată, viața în Duh și adevăr. Totodată, această sărbătoare este și ziua nașterii Bisericii Ortodoxe, care a prins aripi și s-a răspândit pe fața întregului pământ. Învățătura despre Sfânta Treime este cea mai importantă învățătură creștină, deoarece ea poartă cu sine simbolul iluminării omenirii. Dacă vom aduna toate cunoștințele care se referă la viața noastră pământească și le vom pune alături de învățătura despre Dumnezeu, vom vedea că ele sunt o picătură în ocean, deoarece Dumnezeu este izvorul înțelepciunii. Iar cunoașterea Lui este viața veșnică pentru făptura umană. Creștin este cel care crede în Sfânta Treime. Pentru astăzi atât. Noi vă dorim un sfârșit de săptămână productiv și numai știri plăcute. La revedere!